Fiica mea era mereu nemulțumită. Oricâte lucruri frumoase i-aș fi cumpărat, niciodată nu era fericită. Într-o zi mi-a spus că vrea un telefon care costa 60 de milioane. Dar i-am dat o lecție pe care sigur o va ține minte toată viața ei. Am crescut într-o familie foarte săracă și știam tare bine ce înseamnă o viață plină de lipsuri. Asta m-a motivat enorm și am muncit zilnic foarte mult pentru a-mi face un viitor mai bun. Și am reușit. Eram independentă financiar și duceam o viață foarte bună împreună cu fiica mea de 15 ani. Din cauza că eu am crescut cu multe lipsuri, am vrut ca fiica mea să nu crească la fel ca mine. De multe ori eu nu aveam nici ce mânca, deoarece părinții mei erau săraci și nu aveau mereu ce pune pe masă. Dar fiica mea avea totul și cred că aici am greșit mult față de fiica mea. I-am oferit totul, iar ea ajunsese să nu mai aprecieze nimic. Voia haine foarte scumpe, care erau la modă, Adidas cu prețuri uriașe și tot felul de alte lucruri. I-am luat tot ce își dorea ea, însă îmi dădeam seama pe zi ce trecea că nu era bine ceea ce făceam. Într-una din zile, fiica mea a venit la mine și mi-a spus că vrea un telefon. I-am spus să-mi arate telefonul pe care îl vrea și că o să mă mai gândesc, însă când mi l-a arătat, mi-am ieșit din minți. Acel telefon pe care ea și-l dorea costa 60 de milioane. I-am spus atunci: "Draga mea, tu ai văzut cât costă acest telefon? Cum să luăm un telefon atât de scump? Mai ales că telefonul tău cel vechi încă funcționează foarte bine." Atunci fiica mea s-a supărat și a început să-mi reproșeze faptul că toți colegii ei au telefoane scumpe, numai ea nu are. Aceea a fost picătura care a umplut paharul. De obicei îi luam fetei mele orice voia, fără să stau pe gânduri. Dar acum fiica mea întrecuse orice măsură. Sătulă de toate reproșurile ei, am plecat de acasă pentru o oră, să scap de toate și să-mi calmez gândurile. M-am întâlnit cu o prietenă la o cafea și am mai stat de vorbă. Prietena mea lucra la un orfelinat ca și îngrijitoare, iar când a început să-mi povestească diverse lucruri legate de muncă, mi-am dat seama că aș putea să o fac pe fiica mea să înțeleagă o lecție importantă cu ajutorul prietenei mele. Când am ajuns acasă, știam exact ce trebuie să fac. Am mers la fiica mea, care era în vacanță 3 săptămâni, și i-am spus: "Draga mea, m-am decis să îți iau telefonul acela de 60 de milioane pe care ți-l dorești atât de mult. Dar cu o condiție." Când fiica mea a auzit, a sărit în sus de bucurie și mi-a spus: "Bine, mamă, fac tot ceea ce dorești tu dacă îmi iei telefonul acela." Atunci i-am spus: "Vreau ca timp de 3 săptămâni să locuiești în orfelinatul unde lucrează colega mea. Să trăiești printre acei copii. Să vezi ce înseamnă să nu ai nimic." "Bine, mamă, accept," mi-a spus fiica mea. A doua zi, i-am făcut bagajele și am dus-o la orfelinat. Știam că va primi o lecție bună. În prima zi, fiica mea a făcut cunoștință cu ceilalți copii. Unii mai mici, alții mai mari, iar mulți chiar de vârsta ei. Aveau un program foarte strict. Trebuia să muncească, să mănânce atunci când se servea masa. Altfel pierdea masa respectivă. Să facă mereu curățenie, să spele podelele, să ajute la curățarea legumelor pentru prepararea mesei și multe alte sarcini. Am lăsat-o pe fiica mea acolo și timp de 3 săptămâni nu am mai vorbit deloc cu ea. După 3 săptămâni, m-am dus cu mașina și am luat-o. Însă când am întrebat-o unde sunt bagajele, să-i le pun în mașină, mi-a spus că nu le are și că-mi explică acasă mai multe. Tot drumul până acasă, fiica mea nu a scos niciun sunet. Mă întrebam dacă este bine. Dar când am ajuns acasă, a început să plângă. Am întrebat-o: "De ce plângi, draga mea? Ce s-a întâmplat?" Atunci fata mi-a spus: "Mamă, când copiii de acolo auzeau că avem carne la masă, săreau în sus de bucurie. Iar când primeau plăcinta cu mere, o mâncau aproape fără să respire, de parcă era o delicatesă. Toate mesele erau simple și sărăcăcioase, iar dacă ratai, spre exemplu, masa de prânz, mai mâncai abia seara. Nici fructe nu aveau prea multe. Doar mere, și pe acelea le primeau doar uneori. Când doamna aceea de la bucătărie venea cu orez cu legume, era o bucurie de nedescris în tot orfelinatul. Toți aveau haine simple,
și niciunul nu avea telefon sau tabletă. În fiecare cameră era doar câte un televizor micuț și vechi. M-ai întrebat pe drum unde sunt valizele mele cu haine. M-am împrietenit acolo cu 3 fete și când au văzut cu ce haine mă îmbrac, nu își mai puteau lua ochii de la ele. Așa că mi s-a făcut milă și le-am dat lor hainele, știind că eu mai am un dulap plin. Atunci fața mi-a spus cu lacrimi în ochi: "Mamă, nu mai vreau telefonul ăla scump. Vreau, dacă se poate, să mergem lunar și să le ducem fructe și mâncare mai bună. Putem?" Atunci mi-au dat și mie lacrimile și i-am spus: "Putem, draga mea. Sigur că putem." Mi-am îmbrățișat fiica și eram nespus de fericită. A văzut cum trăiesc alți copii și a înțeles care sunt lucrurile cu adevărat importante. A renunțat la telefonul scump pentru a le putea umple farfuriile unor copii sărmani. Morala poveștii: nu-i oferi copilului tău totul, deoarece va crește neștiind valoarea lucrurilor. Dă-i diverse sarcini prin care să simtă că și-a câștigat dreptul de a primi un anumit lucru. Pentru că în viață nimic nu va veni degeaba și atunci când va fi adult îi va fi foarte greu. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.